Da. Uite-te și vezi să nu dăm... La ce? O altceva, salut. Ce faci? Ce faci? Salut. La datorii. Vă cum joacă? Mă, eu am, dar... Thank you.
da, în clasa am pierdut vremea 4-4. Nu știu, m-am dus. Moinești pentru a 8-a ediție a festivalului. Bravo!
Prahova, la fel bine ați revenit, Brăila, la fel. Bun venit celor din Argeș pentru prima dată în Moinești. Vâlcea, bine ați revenit. Să vedem să nu uităm pe cineva. Baia Mare, bine ați venit, este pentru prima dată. Alba Iulia, pentru prima dată în Moinești. Oltu, mulțumim celor din Slatina. Bun venit la Moinești, Vasluiu. Galațu, bine ați revenit. Timișu, Botoșani, am amintit. Ia să vedem acolo în spate cine e cu pancarda și n-am... Vasluiu, bine ați venit pentru prima dată în Moinești. Mureșu, Craiova, bine ați revenit, că voi sunteți prietenii noștri de foarte mult timp, veniți în Moinești. Brăila, am amintit. Prahova, Dolju. Și dacă am scăpat pe cineva, poate să menționez acum, bine ați revenit și bine ați venit la Moinești. Sper să vă simțiți bine în ediția aceasta a festivalului. E o competiție, cel mai bun va câștiga. Și ca oricare competiție avem și un juriu competent. Ca de fiecare dată, noi suntem tradiționaliști, de asta ducem tradiția mai departe. Am păstrat componența acelei juriu, dar vor fi și persoane noi implicate. Nimic nu se putea realiza fără ajutorul domnului primar. De aceea am să-i dau drumul să spună și dumnealui câteva cuvinte. Ce scuze? Domnule ministru, domnilor consilieri locali, stimați oaspeți din Bulgaria, stimați oaspeți din România, doamnelor și domnilor, dragi moineșteni, dați-mi voie să vă salut, să vă urez bun venit aici la Moinești. Iată că ieri am debutat manifestările culturale ale zilele municipiului Moinești, cu activități sportive, cu activități dedicate celor care au împlinit 50-60 de ani de căsătorie, au fost premiați ieri. Aseară a avut loc o frumoasă procesiune cu aproximativ 4-5.000 de persoane, parte dintre dumneavoastră ați fost. Astăzi avem aici în fața noastră concurenții la festivalul Moineșteanca. Suntem la cea de-a 8-a ediție, sperăm ca și de această dată să ne atingem scopul, mai ales că în acest an se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, dedicăm și acest festival centenarului Marii Uniri, dedicăm tuturor acest festival la care participă astăzi ansambluri care nu au mai fost la Moinești. Și mă refer aici la cei din Bulgaria, cei din Mureș, care ziceau că sunt aici, Vrancea, Galați, Olt, toți sunteți bineveniți la Moinești și sunt sigur că veți promova tradițiile și tot ceea ce veți vedea aici, bun și bine făcut. Vă urez o ședere plăcută la Moinești. Toți sunteți participanți, toți sunteți câștigători, dar unii dintre voi vor primi și premiu. Cei mai buni vor demonstra ceea ce pot pe scena realizată la stadionul municipal. De asemenea, țin să vă invit, dragi moineșteni și oaspeți, veniți la noi în oraș, astăzi la ora 16, la monumentul ce va fi inaugurat, dezvelit cu ceremonial militar, de asemenea, la celelalte activități ce se vor desfășura la stadion, un spectacol cu un ansamblu din Republica Moldova, din raionul Cantemir, de asemenea cu artiști de renume național și chiar internațional, Marcel Pavel, Monica Angel, Alice Făiniță și mâine seară Ami, Horche și la final holograf și un frumos foc de artificii. Distracție plăcută, trăiască România, la mulți ani Moinești! Salutăm prezența domnului ministru Viorel Ilie, îi mulțumim că de la prima ediție a fost prezent, datorită dumnealui am ajuns astăzi la ediția a 8-a. Mulțumim, domnul ministru! Și cum ne stă nouă bine românilor, haideți la o horă mare! România! În an centenar, tradiția o ducem mai departe, prin cele 8 provincii prezente astăzi la festivalul nostru. Să ducem tradiția mai departe în acești copii minunați care știu să poarte cu mândrie costumul popular din lada de zestre a bunicilor. Dragi copii, voi sunteți viitorul de mâine, voi să promovați tradițiile și obiceiurile noastre populare. Voi sunteți mândria noastră. Prin voi nu va pieri niciodată patriotismul, nu va pieri niciodată românismul ăsta care se vorbește atâta. Și haide să gândim cu sufletul și nu cu vorbe. Trăiască România mare! Haideți la o horă! Domnul
Felicia. Thank you.
așa am pățit aici, dar... Aplauze și mult succes ansamblului din Darabani. Și de oferim masa elevilor care vin și sunt participanți în spectacol. Și iarăși nu puteam merge mai departe fără colegii mei de la Palatul Copiilor Bacău, fără colegii mei din țară care au înțeles ce înseamnă să vii într-o competiție, care au înțeles ce înseamnă să-ți educi copilul pe urmele strămoșilor noștri, să căutăm în lada de zestre acele costume frumoase naționale și să reprezentăm publicului larg. Nu putem merge mai departe fără domnii profesori care educ acești copii minunați și fac ca acest spectacol să aibă această calitate. Mă înclin cu respect în fața domnilor profesori veniți din Alba, Olt, Craiova, Argeș, Galați, Brăila, Târgu Mureș, Baia Mare, Sebeș, Iași, Botoșani. Cred că am spus pe toți, sau dacă am uitat, îmi cer scuze, din Republica Moldova și Bulgaria, care de fiecare dată au arătat pe scenă cât de maestri ai dansului sunt. Invit pe scenă pe domnul primar să alăture. Mulțumesc public domnului primar și domnului ministru. Vă aștept pe scenă. Iată aplauzele dumneavoastră. Domnului viceprimar. Moinești, domnul Valentin Vieru. Și în semn de mulțumire, fiind la ediția aniversară 100 de ani de România, le ofer o plachetă și amintească de aceasta. Cu respect în fața dumneavoastră, domnule ministru. Domnul ministru, care este... Domnul din Republica Moldova, poftiți în scenă, vă rog. Domnule primar, cu respect față de dumneavoastră. Mulțumesc. Iată că ministrul pentru relația cu Parlamentul este prezent astăzi aici, pe scena Moineștencii, domnul Viorel Ilie, senator al României. Aplauze! Consiliul Județean Bacău și domnului de Republica Moldova. Bine ați venit la noi! Tot o asemenea distinție primește și doamna primar din Silistra, Bulgaria. O așteptăm în scenă, dacă e aici, sau domnul Valev, care e consilierul doamnei. Domnul Valev, ați plecat? Și aș vrea să vină în scenă și domnul Diaconu și domnul Mario. Nu sunt, mulțumesc. Domnul director de la Spirul Haret, doamna directoare de la Spirul Haret, vă aștept și pe dumneavoastră în scenă. Iată, dragi prieteni, oficialitățile care sunt acum pe scenă au venit cu drag să, în fața dumneavoastră, să participe. Mulțumim. La Zilele Municipiului Moinești, ediția a 13-a, eveniment organizat de către Primăria și Consiliul Local ale Municipiului Moinești, la inițiativa inimosului și carismaticului primar, domnul Valentin Vieru, pe care îl invit în aplauzele dumneavoastră să preia cuvântul. Bună seara! Bine ați revenit! Bine ați venit cei care pentru prima dată veniți la Moinești. Iată, suntem la a 13-a ediție, o ediție cu mulți invitați. Festivalul Moineștean, ca din nou pe scena de la Moinești, începe gala laureaților. De ceva timp, acum vreo două ore, am inaugurat în centrul orașului un monument dedicat centenarului Marii Uniri. 100 de ani de la Marea Unire, Unire trebuia punctată la Moinești, pentru că suntem generația care trăim acești 100 de ani și poate peste 100 de ani, când va fi dezgropat temelia acelui monument, vor găsi numele nostru, al primarului, al Consiliului Local și a celor care s-au implicat la realizarea acelui monument. Aseară o frumoasă procesiune cu icoana Maicii Domnului, icoana făcătoare de minuni,
pentru prima dată în Moldova, pentru prima dată în Moinești. Suntem centru religios al Moldovei în aceste zile, având această icoană care ne-a binecuvântat cu binețe, cu tot ceea ce e mai bun pentru noi, comunitatea moineșteană. Vă aștept de asemenea la spectacolul ce urmează în această seară, susținut de Marcel Pavel, Monica Angel și Alice Făiniță. De asemenea, mâine seară, la spectacolul susținut de Ami, Horche și Holograf, dar și la un frumos foc de artificii, înainte de ora 10 și jumătate, pentru că știm cu toții, luni începe anul școlar și trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru, acolo trebuie să meargă copiii noștri. Am lângă mine pe domnul ministru, cel care a inițiat acum 10 ani, acest festival, 11 ani acest festival, am adus să sărbătorim aici la stadion aceste sărbători, îl rog să ne adreseze câteva cuvinte. Aplauze pentru fostul primar care acum este ministru și senator al României și iată ce frumos colaborează cu actualul primar al Mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru invitație, felicit organizatorii și vă spun doar atât. Rămân același Viorel Ilie, așa cum mă știți, vă iubesc, la mulți ani Moinești, la mulți ani România în anul Marii Uniri. Mulțumesc, domnule ministru! Am alături de mine la organizare pe domnul viceprimar, domnul Nicolae Preahnă, un colaborator deosebit, pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Adrian Popescu, domnul vicepreședinte al raionului Cantemir. Îi mulțumesc că a venit la Moinești. Întotdeauna orașul Cantemir, înfrățit cu municipiul Moinești, mereu aproape, o să țină, o să evolueze cei din Cantemir imediat după gala laureaților, cu ansamblurile din Republica Moldova, raionul Cantemir. De asemenea, din Bulgaria, din Silistra, reprezentanți aici la Moinești, competitori la festivalul Moineșteanca. Nu pot să închei fără să-i mulțumesc Marinica Ifrim, organizatoarea acestui festival, fără ea e sufletul acestui festival. De asemenea, de la televiziunea Favorit, exclusiv Acum TV și Agro TV, veți urmări toată înregistrarea de la manifestările culturale. Așa cum spuneam, manifestările culturale nu înseamnă numai tarabe cu mici și bere. Iată acțiuni, ele au fost sportive, tenis de masă, tenis de câmp, șah, basket, volei. Tot ieri am premiat cuplurile care au împlinit 50-60 de ani de căsătorie, nu puține la număr, 41 de cupluri. Mâine va avea loc la ora 1 festivitatea de premiere a celor care au participat la tabăra de pictură și sculptură. Mai avem un monument în fața primăriei de Dezdelim mâine, un monument de artă de data aceasta. Vă invit pe toți mâine la 1. Dar nu uitați și mâine seară la spectacol, mâine seară la focul de artificii. Vă mulțumesc, dragi moineșteni! Trăiască România, la mulți ani Moinești! Aplauze pentru domnul primar, domnul ministru și toate oficialitățile. Invităm juriu. Fără dumnealor n-ar fi putut să avem o competiție. Domnul Gigi Dumitru, președintele juriului. Doamna Otilia Purcaru. Rog cât mai repede și profesorii, rog să fie lângă scenă ca să nu pierdem timp. Vă rog mult de tot. Doamna Roxana Neculce. Domnul Vase Ioan. Și domnul Brănileanu Ilie din Slatina Olt. Nu-l văd și-l aștept. Iată, dragi prieteni, juriul celei de-a 8-a ediții semn de recunoștință pentru tot ce ați făcut. Internațional Moineșteanca primește de la inimoasa profesoară Marinica Ichim premii, cupe, diplome. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost astăzi aici prezenți. Doamna Mariana Lungu, membru al juriului. Abia așteptăm să vedem ce premii acordă juriul și cui. Alice Bianca Horvat, prezentatoarea noastră de astăzi. Felicitări, Alice, pentru toată evoluția de astăzi. Doamna Petrea Lătrămioara, mulțumesc pentru toate contribuția, secretară al juriului. Mulțumesc, doamnă. Domnul Ilie Brăileanu, nu-l văd.
Iată că după prezența oficialităților politice, îi avem pe scenă pe oficialii care se ocupă cu arta, cu folclorul. Domnul Mihai Cornea, din Vaslui. Gigi Dogărescu, Brăila. Ioan Ienciu, Botoșani. Sorina Păduraru, Iași. Iată, aceștia sunt coordonatori ai ansamblurilor artistice prezente astăzi în concurs. Felicitări pentru activitatea pe care o desfășurați și pe care doamna Marinica Ifrim, Elena Foca, Botoșani, o subliniază cu diplome și cupe. Frumos gest! Felicitări! Hans Müller, Timișoara! Banatu-i Fruncea! Iată! Să vedem cine-i mincea! Mitran Gheorghe. Olt. Nicolina Filopova, din Bulgaria. Poate am pronunțat bine. Alina Boatcă. Monica Uștiuc, Botoșani. Corina Cotea, Sebeș, Alba. Lazar Costică, Comănești. Simona Crețan, Craiova. Anca Barnea. Vilicova. Simona Gabriela Genta. Nicu Ionescu. Ioan Iuga. Argeș și Baia Mare, Ion Iuga. Mirel Dascol și mulțumim pentru fanfară. Și trecem la partea care ne interesează cel mai tare. Sper că care și-a auzit numele, rog să vină la scenă. Și începem, am avut 5 categorii de vârstă. Categoria de vârstă 5-6 ani. Dans, muzică și voce. Secțiunea dans, premiul 2. Dansuri de la Sebeș, Corina Cotea. Voinicii de la Botoșani. Premiul 2, Dodeș Vaslui. Tot premiul 2 cu Cununița. PC Craiova, profesor Simona Crețan. Domnul
Trecem la următoarea categorie. Tot la dans, premiul întâi. Mugărașii Prisecani Iași. Dansurile s-au desfășurat la diverse categorii de vârstă. Premiul întâi, Stejerelu, Daraban. Cununița satului Lieș, premiul întâi. Premiul întâi merge în Bulgaria. Felicitări și aplauze! Iată, premiul întâi merge în Bulgaria! Premiul întâi merge la Timișoara. Am zis eu că Banatul e Fruncea. Iată că e Frunce! Premiul întâi Dobruleanca. Olt. Și oltenii au luat Frunce cu Banatul, cu Bulgarii. Premiul întâi Stejerelu Botoșani. Și Botoșanii. Felicitări Botoșani. Botoșanii. Și cu premiul întâi Floricica Dans Mixt Argeș. Premiul întâi la suită de dans băieți, Dobruleanca. Și Floricica Dans Băieți, locul întâi, au fost extraordinari pe scenă. Trecem la altă categorie. Premiul 3 la instrument, Ifrim Bianca, Botoșani. Tot premiul 3. Toderica Alexandru din Vaslui. Premiul 2 Sahaidac Alexia Teodora din Vaslui. Instrument. Premiul 2 merge la Botoșani, la dascălu Carla. Premiul 2 merge la Drăgoi David Fluier de la Vaslui. Premiul 2 Taraf Lazar Costică, Comănești. Premiul 2 Daniela Iucova Valcova, Bulgaria, Silistra. Alexander Petrovo Kostovo, Silistra, premiul 2. Și premiul 2 Slavi Petrov Slavo Cimpoi, tot din Silistra, Bulgaria. Mergem mai departe. Gireadă Teodor la clarinet, premiul 1. Bravo! Hirmeniu Denisa Mariana de la Botoșan, premiul întâi. Flavius Eugen Păvăleanu din Botoșan, premiul întâi. Hapliuc Miguel
Cristian Botoșan, premiul întâi. Lungul Raul Răzvan, tot locul întâi, toți sunt de la Botoșani, a fost foarte bun. Grup de fluierași din Vaslui, premiul întâi. Stejărelu, ansamblu Stejărelu, premiul întâi. Ciornohac Bogdan, la clarinet, la domnul Ienciu Botoșani, premiul întâi. Taraful de fluieraș Vaslui, premiul întâi. Bălăuța Alexia de la Vaslui, premiul întâi. Și din Bulgaria, locul întâi, Dedislav Georgiev Vasiliev, premiul întâi. Mergem mai departe și ajungem la categoria voce. Premiul 3. Tolcariu Ștefan, Ștefana Botoșani, premiul 3. Tot premiul 3, ciobanul Mario Ioan. Bogdan Pascu, vă rog frumos copii să fiți aproape de scenă, că ne grăbim un piculeț, da? Bogdan Pascu, din Letea Veche. Premiul 3, panțurul Ana Maria Comănești. Napa Nicoleta, tot premiul 3 de la domnul Costică Lazar, Comănești. A diaconiței Alexandra, premiul 3, Comănești. Premiul 2, Sahaidaca Alexia Teodora. Premiul 2, Mircea Ana Maria din Brăila. Marnicaș Paul din Baia Mare, profesor Iuga Ioan. Premiul 2, Balan Miruna din Breaza, Prahova. Panaidi Iana din Breaza, profesor Alina Boatcă, premiul 2. Premiul 2, Mania Cristina din Brăila. Moldovan Natalia Elena, premiul 2, din Târgu Mureș. Cristina Dragomir, Brăila, premiul 2. Ciupală Ștefania, premiul al doilea. Roman Andreea, premiul al doilea. Premiul 2, Cernușă Diana. Și tot premiul 2, Dobrovăz Nicoleta de la Comănești. Au fost 5 categorii de vârstă, de aceea sunt așa multe premii. Premiul întâi la voce. Popârlan Ema, Brăila. Tot premiul întâi, Artenia Alexandra, de la Vaslui. Vlășan Raisa, Baia Mare, premiul întâi. Gireadă Teodor, premiul întâi din Botoșani. Anghelache Alexandra Denisa, Botoșani. Gherasim Bianca Bacău, locul întâi. Bianca Băisan Bacău, locul întâi. Grup vocal Floricica, locul întâi.
Otoșani, grup vocal din Comânești, locul întâi. Cristina Ventileo din Brăila, din Bulgaria, Silistra, Cristina Ventislava Mirenova. Rogoza Alexandra Ionela, locul întâi, Craiova. Florentina Sandu, locul întâi, Galați. Angelache Ana Maria Botoșani. Baban Larisa Baia Mare, locul întâi, la nivelul de vârstă 16-19 ani. Diaconul Cătălin Gabriel, locul întâi. Leca Laura, locul întâi, din Brăila. Și locul întâi merge la Craiova, Prejeianu Cătălin. A rămas cineva fără să ia premiu și a cântat extraordinar. Oare se știe cine? Bogdan, auziți? Orban. Într-adevăr, trofeul merge la Orban Bogdan din Târgul Mureș. Felicitări, Bogdan, ai fost minunat! Aceștia sunt cei care ne-a reprezentat cu cinste, fiecare județ de unde a venit. Felicitări, dragii mei! Ați fost minunați, dar trebuie să menționăm pe cei care au câștigat trofeul, Bogdan, și au fost două echipe dansatoare astăzi care au surprins publicul foarte plăcut, Floricica și Dobroleanca. Floricica din Argeș și Dobroleanca din Olt. Au fost minunați, vă felicit și continuăm. Vă rog, coborâm. Mulțumim pentru prezență, mulțumim că ați fost și anul ăsta și ne întâlnim la ediția cu numărul 9 în 2019. Și ca să vedeți cât de minunați ați fost astăzi, fiind un număr așa mare, va intra în scenă pentru 3 minute Floricica. Să vedeți ce minunați au fost! Distrează-te, rămâne și a televiziunii favorit, care când îi la fuego, când la mine. Unde sunt invitată, vin. Vă felicit pentru prezența dumneavoastră astăzi în mijlocul moineștenilor și drept de recunoștință vă ofer acest trofeu de la ansamblul Moineșteanca. Mă onorează, mulțumesc frumos. Eu vă felicit la rândul meu și televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre. Vă felicită, dragii mei, dragi moineșteni, pentru faptul că, iată, investiți în folclor. Îl felicit pe primarul municipiului Moinești, Consiliul Local și toate autoritățile care au grijă ca folclorul să meargă mai departe, pentru că atâta vreme cât vom fi purtători și păstrători de cântec, de dans și de costum, nu vom fi asimilați în marea masă a globalizării. Felicitări, Moinești! Felicitări, Moineșteanca! Felicitări tuturor în anul centenarului! Iată că municipiul Moinești poate să se mândrească cu multe lucruri și cu o conducere care știe să unească în jur pe toată lumea pentru a face lucruri minunate. Iată Floricica de la Bârla, care tocmai a fost la festivalul de la Boteni, unde s-au întâlnit cu noi, nu? Floricica de la Bârla, județul Argeș.
Thank you.
seara și bine am găsit! Aș vrea să mulțumesc pentru premiul acordat juriului și pentru organizarea frumoasă doamnei Marinica Efim. Din hopele, ho, ce l-am smuls din rău.